cumva dincolo de canele acestea, că sunteți și astăzi alături de noi. Avem o ediție interesantă la Cafeaua de 10, mai ales că invitatul a sosit deja alături de noi încă de la începutul acestei emisiuni și ne propunem noi o discuție pe marginea unui eveniment care se apropie și pe care îl cunoaștem cu toții în fiecare an, în luna mai. Ne programăm cumva să vânăm muzee pe care nu le-am mai văzut niciodată noaptea. Da, vine noaptea muzeelor și despre această manifestare ne propunem să discutăm astăzi la o discuție la cafea cu invitata noastră, Irina Cârstina, muzeograf din cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște. Bun venit din nou la cafea! Bună dimineața! Mulțumesc frumos pentru invitație! E adevărat, noaptea muzeelor este sâmbăta aceasta, pe 21 mai, chiar în ziua sărbătoririi Sfinților Constantin și Elena, o dată în plus un motiv de a le oferi celor dragi o vizită, într-adevăr inedită, pentru că muzeele nu sunt deschise noaptea și este o ocazie specială, mai ales pentru a vizita Curtea Domnească noaptea, unde într-adevăr luminile creează altă lume și poate mai ușor să pătrundem în lumea evului mediu la lumina serii și a nopții. Muzeele vor fi deschise un program special de la ora 18 până la ora 24. Ne puteți vizita, în afară de Curtea Domnească, și Muzeul Tiparului găzduit acolo, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul Evoluției și Muzeul Gheorghe Petrașcu, Casa Atelier, este deschisă și de asemenea Școala de Cavalerie la gară. Aceasta este oferta noastră și așteptăm pe toți cei care nu au vizitat sau pe toți cei care doresc să revadă muzeele să ne tragă pragul. Am văzut cu toții în anii trecuți cât de mare este succesul acestei manifestări. Vin foarte mulți să viziteze, poate în alte orașe se creează chiar în buzeală la unele dintre obiectivele frecvent vizitate. Sunt curioasă cum s-a desfășurat la noi în anii trecuți, dacă au fost atât de mulți încât să, nu știu, să fie mai greu să-i primiți pe toți acolo. Da, mai ales în primii ani, Noaptea Muzeelor este o manifestare care s-a desfășurat mai întâi în Franța. A fost o idee foarte iubită de toate muzeele din Europa și sunt sute de muzee care organizează această noapte. Într-adevăr, în România, muzeele mari din București au programe cumva care merg mai aproape de tehnologia de astăzi, pentru că sunt aplicații pe telefon cu ajutorul cărora pot beneficia de ghidaje personalizate și sunt trasee în București datorită și distanței dintre muzee și atunci sunt anumite mașini care circulă special în această noapte și se creează aceste trasee culturale. În Târgoviște, într-adevăr, mai ales în primii ani, dar și anul trecut, sunt câteva mii de oameni. Adică, într-adevăr, au fost momente în care nu am putut să-i primim chiar în fluxul în care veneau oamenii, să vină mai mult de 10.000 de oameni într-o singură noapte în 5 spații, chiar dacă să spunem că la Curtea Domnească e un spațiu deschis și pot intra mai mulți oameni, chiar și așa înseamnă foarte mult și ne bucurăm că este noaptea în care vedem venind la muzeu oameni care niciodată n-au venit la muzeu, oameni care lucrează poate în timpul zilei, poate că sâmbăta și duminica își alocă timpul pentru altceva și nu vin la muzeu și atunci vezi oameni pe care niciodată nu i-ai văzut acolo și nu doar vin să pentru ineditul situației, pentru a se plimba, sunt oameni care vin cu copilași, care stau și se uită, care pun întrebări. Și te bucuri, pentru că, până la urmă, ideea e că muzeele nu sunt niște spații închise, niște spații în care nu se întâmplă nimic, și sunt niște spații ale noastre, ale tuturor, și ele nu adăpostesc un patrimoniu pe care vrem să-l ținem încuiat și nu vrem să-l prezentăm publicului sau... Chiar vreau ca oamenii din Târgoviște, mai ales, pentru că, în general, târgoviștenii ne vizitează în această noapte, să se simtă apropiați și să vadă, ia uite, bunicii mei sunt din nu știu ce localitate și găsesc în Muzeul de Istorie obiecte din acea localitate, descoperiri arheologice, poate de acum 2.000-3.000 de ani.
nu știu, vezi o lucrare care arată Târgoviștea din, de pe la 1900, la fel. Ia uite cum era orașul, e orașul meu, mi-a aparținut și mie. Lucrarea aceasta este găzduită de muzeu, este protejată de muzeu, este restaurată, este în cele mai bune condiții, dar este și a mea, adică să nu vizităm muzeu așa că avem un spațiu impersonal și e o seară în care mergem la muzeu să ne plimbăm. Nu, hai să mergem la muzeu, să-l descoperim altfel și istoria să ne asumăm și chiar și personal. De ce nu? O să mai povestim pe larg așa despre ce ar putea vedea în muzeele târgoviștene, cei care poate nu au fost niciodată, mai sunt poate și cetățeni din alte localități care ar putea să vină în acea noapte la Târgoviște. Probabil de atâția ani au epuizat București, Sinaia, ce mai avem în jur și ar putea să aleagă Târgoviște sau, eu știu, poate Câmpul Lung, nu știu, Curtea de Argeș deja cred că este una dintre destinațiile favorite. Aș dori să vă întreb cum este pentru muzeograf și noaptea muzeelor. Ce înseamnă manifestarea aceasta pentru toți cei care se ocupă de asigurarea bunei desfășurări a evenimentului? Da, ca și școala altfel și noaptea muzeelor sunt momente speciale când toată lumea participă și chiar dacă poate fi obositor, nu este, noaptea muzeelor nu este deloc obositoare, este o singură noapte, sunt câteva ore. Când văd atâția copii mici aduși de părinți și poate chiar nu înțeleg, dar îi văd pe părinți atât de interesați și cu copilași în brațe prin muzeu, te bucur, cum să nu te bucur? De multe ori suntem noi muzeografii, colegiile mele, restauratoare, conservatoare, personalul nostru și sunt copilașii care vin și când deschid ușa muzeului, muzeul prinde viață și atunci e o noapte foarte frumoasă, o noapte luminoasă din toate punctele de vedere, nu doar că aprindem luminile în muzeu și nu e deloc greu. Așa cum și în școala altfel vin 20.000 de copii, aceștia au fost copiii care au participat fie la ateliere, fie în vizite și când într-o săptămână sunt 20.000 de sufletele care vin și fac activități în muzeu, în toate muzeele, în diverse sfere și învață ceva sau descoperă poate lucruri pe care nu le știau și văd obiecte pe care n-au ocazia să le vadă, te bucuri. Deci nu există oboseală. E un loc în care dacă ești acolo înseamnă că îți place și atunci trebuie să te implici cu tot sufletul. Cu siguranță, cel mai cunoscut loc muzeal din Târgoviște și care atrage vizitatori și de peste hotare este Curtea Domnească, care însumează un ansamblu de monumente și aș dori să facem o scurtă prezentare pentru cei care chiar știu foarte puține lucruri, deși orice român trebuie să știe lucruri despre Curtea Domnească de la Târgoviște, sigur. Să nu. Cu mare drag, Curtea Domnească este o sursă inepuizabilă de povești. Este încă nu în totalitate descoperită, se fac cercetări arheologice și fiecare bucățică din pământul acela care este cercetat, fiecare părticică mai adaugă ceva, mai pune altă lumină și atunci am, de exemplu, și avem în colecția muzeului piese neștiute de public, pe care intenționez ca de zilele orașului, pentru că odată în plus ne concentrăm pe istoria cetății noastre, să prezentăm publicului aceste monede și cele două inele sigilare descoperite în zona de nord a Curții Domnești. Acolo începe și povestea. Curtea Domnească avea un spațiu mult mai restrâns la începuturile sale, care sunt plasate acum 600 de ani. Este o poveste care ne poartă peste secole, din vremea lui Mircea cel Bătrân, ca și în această calitate de curte domnească, dar istoria Târgoviștei este mai veche. Așezarea favorabilă din punct de vedere geografic a făcut ca această localitate să se dezvolte ca un târg, apoi oraș, ca Mircea cel Bătrân să un strateg desăvârșit și un domnitor care ar trebui reevaluat și pe care noi târgoviștenii chiar ar trebui să-l iubim, pentru că a făcut din Târgoviște capitala țării românești, pentru că a construit aici casa pentru Mihail și de acolo începe povestea aceasta voievodală a Târgoviștei, că apoi foarte mulți voievozi au venit la Târgoviște ca la matca, ca la simbolul unde căutau legitimare, că nu degeaba au construit, că nu degeaba găsim hrisoave cu sigilii domnești
neapărat scrise la Târgoviște, așa cum spun diecii, și am scris în minunata cetate de scaun a Târgoviștei. Era locul în care dacă emitai la Târgoviște, deja te legitimai cu șirul lung care era în urma ta. De aceea Mircea era cel bătrân. Era el bătrân, ăla care pusese bazele și ne raportam la el în sensul acesta, nu că era Mircea bătrân. Că Mircea a dus atâtea războaie și nu bătrânețea. Nu prin asta îl ținem, l-au ținut minte urmașii lui. L-au avut ca reper și s-au raportat la el, la Mircea care a creat cetatea domnească. Și apoi povestea frumoasă a construcțiilor ulterioare, din cât se vede acum, este etapa, apoi fiecare domnitor a adăugat ceva. Este etapa lui Vlad Dracu și a lui Vlad Țepeș, când se înalță turnul Chindiei. Din perioada asta noi avem chiar destul de multe monede noi, acum recent descoperite, care cumva confirmă, aduc, nu? Poate și alte lămuriri, da, sunt monede ungurești mai multe. Deci la Târgoviște s-au descoperit destul de multe monede ungurești. Acum la Curtea Domnească, loturi importante sau monede din vremea predecesorului lui Vlad Țepeș, Vladislav al II-lea Dan. Avem câteva monede frumoase, chiar și la Casa Vălașa s-au făcut acolo în 2010-2012 săpături și am monede, și monede foarte frumoase, niște ducați superbi. Și numismatica va fi într-o lumină specială acum de noaptea muzeelor și poate vom avea timpul să precizăm câteva lucruri. Deci în afară de etapa aceasta de jumătate de secol 15, domniile lui Vlad Dracu, Vlad Țepeș, este importantă etapa lui Petru Cercel, pentru că în primul rând pentru că acest om nu știu dacă mai are loc în manualul de istorie, că deși a domnit foarte puțin, pentru noi târgoviștenii chiar ar trebui să fie un reper. A domnit aproape 2 ani și ne-a lăsat Biserica Mare a Curții Domnești, așa cum o vedem noi astăzi, construită într-un singur an, cea mai mare biserică construită până la vremea aceea, cu un plan pe matca înaintașilor săi, da? Cruce greacă bizantină, și un palat de inspirație europeană, un palat care la vremea aceea nu se mai construise, un palat în care locuia principele la etaj și parterul era destinat activităților administrative legate de Curtea Domnească. Știe că între Curtea Domnească și Biserica Mare exista un coridor. Avem norocul că acest oraș a fost vizitat și că, de exemplu, în vremea lui Petru Cercel aflăm informații de la Franco Sivori. În vremea lui Constantin Brâncoveanu aflăm informații de la secretarul său italian, Anton Maria Del Chiaru, care face niște precizări extrem de meticuloase, pentru că avem podlogiu recent în patrimoniul muzeului. Am acordat mai multă atenție domniei lui Brâncoveanu și Brâncoveanu este ultima perioadă, pentru că suntem la Curtea Domnească, de glorie, adevărata glorie a Curții Domnești, când domnitorul pune să fie reconstruite multe alte obiective din Târgoviște, reparate biserici, pictată biserica. Fresca este fresca din 1698 a Bisericii Mari Domnești, zidurile de incintă, palatul, orașul în sine plin de viață, adică domnia lui Brâncoveanu a însemnat chiar o perioadă de strălucire și din păcate ultima și încheie perioada aceasta voievodală a orașului, urmând ca abia mari istorici, Nicolae Iorga, oamenii din jurul lui să sezizeze cât de important a fost Târgoviștea, ce mult înseamnă, ce mult va însemna pentru noi. Și cum au redescoperit-o, au început să o pună în valoare din punct de vedere arheologic, istoric. Și uite așa, Curtea Domnească s-a deschis în 1967 publicului și de atunci cel puțin 100.000 de oameni o vizitează în fiecare an. Întotdeauna a fost cel mai vizitat obiectiv din Dâmbovița și cred că așa va rămâne. Este un magnet încărcat de istorie, practic. Sunt niște pietre care vorbesc și oamenii vin și revin la Curtea Domnească. Sunt zeci de mii de elevi și mă bucură foarte mult că în excursiile lor vin la Târgoviște și descoperă Curtea Domnească și află o parte a trecutului lui și al lor, nu? Că până la urmă e vorba despre noi.
Și aș dori să stăruim mai mult asupra epocii lui Constantin Brâncoveanu și mai ales pentru faptul că avem o piată de anul trecut, un nou obiectiv care ar putea poate să fie mai vizitat decât Curtea Domnească din Târgoviște. Este vorba despre Curtea Brâncovenească de la Potloci, Palatul Brâncovenesc și celelalte construcții care au trecut printr-un proiect european de mare succes și care acum, iată, poate fi vizitat. Și avem și niște imagini de la fața locului și pe măsură ce se derulează acestea, aș dori să mai încercăm să conturăm o poveste despre ce însemna pentru Constantin Brâncoveanu Dâmbovița, Târgoviște, Dâmbovița, iată, Potloci, pentru că știm că prefera, a fost și unul dintre capetele de acuzare, prefera, spre exemplu, reședința de la Târgoviște, celei din București. Totodată ne-a lăsat până astăzi multe alte edificii construite în vremea sa, printre care, iată, acest palat de la Potloci. Care ar fi povestea locului acestuia? Povestea Potlociului începe cumva înaintea lui Brâncoveanu, dar abia prezența lui face ca așezarea să capete importanță. Cumpără moșia în vremea când era mare boier și era mare logofăt al Curții Domnești și construiește biserica Sfântul Dimitrie, biserica care s-a păstrat din fericire, chiar dacă nu mai are în interior pictura în întregime din vremea lui Brâncoveanu, este lângă, cumva în afara zidurilor Curții Domnești. După acest moment, în 1688, Brâncoveanu îi succede unchiului său, Șerban Cantacuzino, în septembrie ocupă tronul țării românești și de aici, cumva, întreaga țară românească intră pe un alt curs. Brâncoveanu acordă mare importanță așezămintelor culturale, are o domnie neobișnuit de lungă pentru vremea aceea, domnește 26 de ani și totul se preface în jurul său. La Potloci îl pune să construiască Curtea Domnească pe un mare boier din zonă, se numește un boier Corbeanu și într-un an de zile, iată ce rapid se realizau pe vremea aceea construcțiile, într-un an de zile este edificată Curtea Domnească de la Potloci, așa cum o vedem noi astăzi, cu palatul, evident, care este original, fără să i se aducă adăugiri și modificări decât în privința acoperișului, însă anexele pe care noi astăzi le putem vedea și vedem volumele și cum erau spațiile respective, sunt reconstruite. Vorbesc despre bucătăria domnească, despre cuhnie și sunt spațiu foarte frumos și nu știu dacă se pot derula imagini inclusiv de acolo. Apărea, da. Imaginile sunt foarte recente, le-am realizat chiar eu vineri, am fost la Potloci, iubesc foarte mult curtea în decor de primăvară, da, de curtea mai, chiar în decor de mai, iubesc foarte mult locul ăsta, este extrem de amplu, este un loc adecvat pentru copii, un cer, de fapt, pentru că da, era un nor, dar pentru că sunt într-o perioadă cu foarte multe ploi, am nimerit o zi frumoasă. Și este interesant că totuși tot ce se vede aici a fost construit într-un singur an, a fost inaugurat tot așa în toamnă de praznicul Sfântului Dumitru în octombrie în 1698 și exista o împărțire specială a spațiului. Brâncoveanu are o curte de primire pe care o vedem acum în imagine. Chiar suntem la poarta de intrare, în dreapta este bucătăria, în stânga este drojcăria, adică locul unde se reparau mijloacele de transport, carete, tot ce aveau rădvane. Deci suntem chiar aici, la poarta de intrare. Anton Maria del Chiaro ne povestește foarte multe, ne spune cum erau amenajate casele, de exemplu. Știu că... Deci ne vorbește despre Potloci. Da, ne vorbește și despre Potloci, îl însuțește pe domnitor în călătoriile sale. Suntem aici în fața drojcăriei și privim în lateral casa slujitorilor. Exista o asemenea construcție destinată oamenilor apropiați. Bucătăria era la distanță mare de palat pentru că exista pericol focului și pentru că le era foarte teamă de foc, întotdeauna bucătăriile erau departe. Și atunci s-a păstrat da, și Anton Maria de Chiaro se plânge
mâncarea lor este destul de bine gătită, dar se aduce rece pe masă, pentru că bucătăria este în fundul curții. Și mai este una din... apar acele soluții de încălzire a hranei undeva în conac înainte de a se servi. Da, dar pe vremea aceea încă nu erau. Podlugiu este primul din seria, deci are o importanță din foarte multe puncte de vedere. Este primul palat construit de Brâncoveanu pentru cei patru fii ai săi, chiar pentru succesorul său la tron, pentru Constantin, care se numea tot Constantin, și Pisania, care se păstrează în foișor, în pridvorul de intrare, chiar deasupra ușii centrale. Este Pisania, unde se spune că este construită pentru Constantin, fiului meu, Constantin Brâncoveanul, exact așa îl numește Brâncoveanu, numindu-se pe el în toate documentele, eu Constantin Basarab, întotdeauna. Nu spunea Brâncoveanu, deși era din Brâncoveni, era boierul oltean, cantacuzin după mamă, cu o zestre extrem de importantă din punct de vedere simbolic. Familiile, și după mamă și după tată, erau familiile, erau extrem de importante, cu foarte multe, nu doar un patrimoniu, nu doar bogați, erau oameni citiți, erau oameni umblați, erau oameni care știau despre ei, erau elita, o elită culturală. Și Brâncoveanu a însumat cumva, a venit pe ambele linii, și atunci de aceea au existat și asemenea construcții și la nivelul acesta, și a știut să ducă și o politică de echilibru și să lase să fie Podlogiu primul, să fie Mogoșoaia apoi, cumpără moșie la Mogoșoaia, o construiește celul de-al doilea fiu, moșie la Doicești, tot în Dâmbovița, din păcate nu mai este curtea domnească de acolo, și sunt moșii la Sâmbăta, am construcții și în alte locuri. Brâncoveanu avea o moșie la Pitești, tot așa aproape de noi, în zona aceasta, în zona Fiilor. Într-adevăr, stătea 6-9 luni pe an la Târgoviște, prefera Târgoviștea, îi plăcea aici, făcea acest drum. De unde apare Podlogiu? De ce Podlogi? De ce nu în altă parte? Cumpărase moșia și era așezată cumva la jumătatea distanței dintre București și Târgoviște. Din păcate, și... oricât de interesant ar fi povestea acum, colegii mă presează cu o pauză de publicitate și continuăm imediat, doar în 2-3 minute. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital, și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și modă unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security.
Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al 5-lea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România? Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Iată că am revenit și eu urez bun venit colegii mele, Raluca aici de față, care a fost cumva pe teren, da, și a venit să asculte povești din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Eram tot la potloc și aș vrea să mai curgă imaginile pe care le avem. Există, iată, anul acesta un nou obiectiv de vizitat, dragi prieteni, acest frumos ansamblu brâncovenesc care chiar ne duce în trecut, în perioada aceea înfloritoare a epocii lui Constantin Brâncoveanu. Aici este din imagine din drojcărie spre curtea de primire. Exista o curte de primire, o curte în care se plantau legume zarzavaturi și o zonă de grădini în spatele palatului, care avea privelișa cea mai frumoasă și dragă voi. Aici suntem în zona de legume. Cineva a cultivat ceva aici? Da, sunt legumele în proiect. Sunt niște legume puse din proiect, au pus niște morcovi, au pus o varză roșie și mai trebuia încă ceva care urmează să apară sau sunt așa, chiar am întrebat, dar de ce? Păi așa este proiectul, așa a fost. Deci cumva s-a plantat foarte mult. Gândită și o secție în aer liber. Da. Și toți copăceii, tot ce s-a plantat acolo este făcut în așa fel încât să arate ca pe vremea lui Brâncoveanu, pentru că se știe că Brâncoveanu avea un grădinar francez și se ocupa de grădini, exista o toaletare specială a grădinilor și noi avem doi grădinari la Podloj acum, avem doi domni. Urmașii francezului sunt locali, sunt din Podloj, aici e o vedere din tot din zona zidurilor, da? Vedem palatul tot din față.
Da, întreținerea acestei grădini, există pârâul care a fost și el reabilitat și am făcut poze și inclusiv de pe podul acela. Bâncoveanu de Logia, din celebra logie ca element de arhitectură care apare la noi în vremea lui Brâncoveanu, logia venețiană, de acolo avea o priveliște aceea frumoasă. Aici ne vedem palatul cumva dinspre grădinile acestea de legume și zarzavaturi. Spațiul este într-adevăr deosebit compartimentat, nu există și pentru copii este foarte bine să vadă, măi, cum arăta curtea domnească, la cât era de mare? Păi, dacă te duci acolo, vezi că era mare, că de la partea de intrare până străbați drumul la palat, apoi să faci plimbarea prin curte. Biserica este foarte aproape și este foarte frumoasă. Curtea veche boierească. A existat o casă boierească anterioară și din păcate s-au conservat doar, sau din fericire totuși, s-au conservat pivnițele și pivnițele acelea au fost pe baza lor, s-a construit o construcție, este o construcție nouă care este acum o bibliotecă și va fi o bibliotecă modernă pentru copii, pentru tineri de acolo care pot merge să studieze, vor avea toate mijloacele și cărți, dar și computere, să poată să se informeze, să se documenteze, să studieze în la curtea domnească acolo. Ce noroc trebuie să fie pentru copiii aceia să aibă ocazia să interacționeze într-un astfel de loc, să vadă personalități care vin și participă la diverse evenimente culturale care știm că sunt în program acolo. Într-adevăr, o șansă pentru ei să se dezvolte altfel. Da, și este, până la urmă, orice copil merită șansa asta și de ce nu și acolo. Aici se vede aceasta din spate, dinspre pârâu, grădina din spate, grădina aceasta frumoasă cu alei. Ne închipuim că, da, că Maria Brâncoveanu, ea avea chiar apartamentul pe latura aceasta, pe o parte, ca și compartimentare, palatul are un hol central, o sală de ospețe pe etaj. Este o sală, un birou al domnitorului, un dormitor al domnitorului și un apartament al doamnei, unde sunt din colecțiile muzeului cele mai frumoase obiecte, cele mai frumoase obiecte de podoabă, toate sunt restaurate și sunt expuse la potlogi și nu doar acestea, ceramică arheologică, sunt cahle foarte frumoase, cărți vechi din vremea lui Brâncoveanu, toate așa ca pentru a face cât mai aproape trecerea aceasta și visul frumos acum 300 de ani în vremea domnitorului să încercăm să-i reconstituim. Există o camera copiilor, o camera coconilor acolo și sunt câteva, tot așa am găsit o pușculiță foarte mică din ceramică și am expus-o acolo și ne închipuim cum acei copilași, copiii lui Brâncoveanu, care nu erau de fapt niște copilași, erau niște copii foarte bine educați, care aveau profesori, că doar avem în Târgoviște casa coconilor, unde știm că se desfășurau lecțiile lor cu profesorii care îi instruiau și totuși erau și niște copilași, ne închipuim prin palat, prin curte, cu aceste doici. După ei, eu chiar fac de anul acesta un atelier nou, se numește Rădvanul Domnesc, mi-am închipuit și le-am propus copiilor o călătorie imaginară de la București la Podlogi, o mică oprire la mănăstirea de la Nucet și apoi la Târgoviște. Și pe baza imaginilor, a hărții, prime hărți a țării românești realizată de solnicul de Constantin Cantacuzino, fac această călătorie imaginară, le arăt cum este Podlogiu, de unde pornea Brâncoveanu, cât călătorea. Efectiv facem călătoria cu însoțitorii respectivi, soldații, cum se numeau, cine însoțea alaiul domnesc și uite așa învață despre Brâncoveanu, le dau roluri copiilor, cele 7 fiice, cei 4 fii, domnitorul, doamna Maria și uite așa învață și istorie și este și un joc de atenție pentru că fiecare când își aude rostit numele trebuie să se sezizeze, să se ridice, să știe că este vorba despre el. E o poveste în care pun în valoare palatul și copiii învață prin joc. Foarte interesant. Vrem și noi să participăm la... Cum să nu? Am organizat doar două astfel de ateliere în școala altfel, dar da, și aș vrea să fac activități acolo pentru că e un loc atât de frumos. Când venim
noi poate trecem și pe la Ianache Văcărescu. Mai are pivnița acolo mai are, și da, este chiar ca cea de la Potlogea lui Brâncoveanu, construită în perioada nu degeaba respectivă. S-o fi jerfit cu Brâncoveanu și fiii săi la oaltă și merită toate lucrurile acestea pe care încă le mai avem. Ar trebui să punem mare preț pe ele și să le transmitem mai departe ca o datorie morală și nu putem să construim numai nou, haide să luăm vechiul după noi și să-l facem nou și să-l dăm mai departe. Toate locurile astea spun până la urmă poveștile noastre și țin mult la asta ca oamenii să prețuiască, să viziteze, să vadă, să cunoască, să întrebe ce frumoasă este piatra asta traforată, parcă e o dantelă, artă brâncovenească. Modelul după care s-au construit toate celelalte palate, modelul Mogoșoaiei, este la Potloge, aici e sala de ospețe. E o mică scenă acolo din nunta din Cana Galilei, este o reproducere după fresca brâncovenească. Aici un samovar restaurat, recent expus la Potloge. Dar ce se utiliza samovarul? Foloseau, încălzeau apa pentru ceai. Și este de inspirație rusească. Oricum, na, se pare că și muzeele din Iași câteva samovare. Da, odată în plus, ei fiind mai aproape de ruși și de cultura rusă. Da, aici că biroul domnitorului, avem în colecția muzeului un plic, o scrisoare adresată Brașovului și cu sigiliul domnitorului și este expus acolo. Aici este dormitorul. Este acea scrisoare cu sigiliu. Da, un adevărat arc peste timp. Da, un arc frumos în care chiar ai ce să vezi și nu trebuie să-ți imaginezi atât de mult, pentru că Potlogiu îți oferă posibilitatea să vezi cu proprii ochi și stucatura care s-a conservat și toate aceste ornamente în piatră care sunt vizibile într-adevăr. Care sunt vizibile, sunt într-adevăr zone în care s-au pierdut, pentru că Potlogiu este așa o minune, pentru că la un moment dat se credea că nu va mai fi salvat, a fost la un pas să se dărâme cu totul, rămăsese fără acoperiș. De asta spun, palatul este exact construcția originală, numai că datorită intemperiilor și tuturor ocupațiilor ruse și tot ce s-a întâmplat, toate războaiele care au fost în secolele 18-19 au afectat foarte grav palatul și sunt imagini, este chiar în sala aceasta în care apare acum în imagini, este o reconstituire a poveștii locului, imagini de arhivă, cum arăta Potlogiu la 1900, la 1800 și era în stare, s-ar fi pierdut. Și tot ce s-a conservat este păstrat pe pereți, iar acolo unde nu au mai putut fi salvate părțile superioare ale pereților, sunt pereții albi. La Potlogiu nu am expus nimic nu este nimic bătut în cuie, nu este nimic pus pe pereți, adică tot ce s-a, pereții sunt exact cum au fost restaurați și pavimentul păstrat și au fost aduse elemente din acestea care să facă notă discordantă și să urțească locul. Încercat pe cât s-a putut să fie cât mai puțin modificat și cât mai mult conservat originalul și oamenii să învețe și să imprime așa de locul ăsta frumos și să ne prețuim și celelalte obiective culturale, să le vizităm, să nu distrugem, să nu le mai lăsăm în paradină sau să ne sezizăm atunci când sunt locuri care caută ajutor, care au nevoie de ajutor, monumente care ai vederea din logie de aici, de sus, din palat. Se presupune că vestitele coloane brâncovenești care au rămas apoi în arhitectura. Chiar și în anul de final Brâncoveanu a fusese la Potlogiu. Da, exact. Deci este foarte posibil să fi fost să fi fost și acolo și să fi stat pe această piatră care este de 300 de ani acolo, Brâncoveanu, să-și fi petrecut poate în ultimele săptămâni, să se paștele trecuse pe la Potlogiu, să dusese la București, apoi este mazilit. Pifnița este foarte frumoasă. Pifnița nu a suferit niciun fel de modificări sau de degradări. Este un spațiu care nici măcar nu are
umezeală. Este un spațiu atât de... Are niște ferestre care se aerisesc și sunt atât de bine construite. De 300 de ani, cum se ventilau și cum se ventilează în așa fel încât să nu apară umiditate, să nu apară mucegaie pe pereți. E un spațiu în care se pot desfășura activități culturale diverse, de la concerte, lansări de cărți, și anul acesta se vor întâmpla la Potloj și sper din an în an tot mai multe și evenimente și circuite. Tavanul Boltic. Da, tavanul acesta Boltic mi-a plăcut enorm de mult, cât de perfect este construit, și cei care au restaurat ansamblu au încercat și în cuhnie, în bucătăria domnească, să reconstituie un model similar, și deși erau niște oameni care nu erau neapărat artiști în această, le-a plăcut atât de mult ideea și i-a inspirat așa de mult că le-a ieșit foarte bine. Să pună în practic cărămidă cu cărămidă în forma aceasta concentrică, deci un împrejur, da? Da, deci superbă imagine. Și este foarte ușor să-l imaginăm un voievod. Având cadrul perfect, total reconstituire dat publicului și acolo unde nu s-a putut sau adus elemente ajutătoare, dar altfel palatul, volumele sunt cele autentice și am spus, un an de zile tot ansamblu. Și chiar cred că este unul dintre locurile unde îl găsim pe Brâncoveanu destul de mult. Am fost și la Mogoșoaia, am văzut și expoziția de acolo și acum fiind, mă rog, perioada cu Marta Bibescu, anul 130 de ani de la naștere, a modificat destul de mult, nu prea mai este... și mai degrabă specifică secolului. Aici sunt imagini din spațiul nou, erau imagini din Casa Veche Boierească, deci nu mai suntem într-un spațiu, e un spațiu construit special pentru a fi luminos, pentru bibliotecă, aici o mică expoziție și aici sunt imagini din acest spațiu nou care are o altă destinație. Nu este, oricum nu se mai știe cum arăta casa aceasta decât pifnițele, decât volumele acestea de bază. Sper să fie o bibliotecă folosită de tinerii de acolo, să o vadă ca pe o șansă. Încă nu ne-a fost deloc ușor să găsim și oameni pentru Potloci. Deci biblioteca aceea funcționează? Momentan nu, dar va funcționa. Mai este nevoie de conectare la internet. De carte? Sau... este nevoie de fond de carte. Ar putea cineva, de exemplu, să vină să doneze? Oricine are carte istorică este binevenit la muzeu. La noi se lucrează, biblioteca noastră funcționează foarte bine, pentru că avem o colegă extrem de minuțioasă și care avem o donație de la o doamnă din București, ne-a donat 1000 de cărți și Gabriela se ocupă de ele, o parte vor ajunge la Potlonci, o parte vor rămâne la noi la Târcoviște, cartea de care avem noi nevoie, și doamna aceea va primi scrisoarea de mulțumire și absolut toate cărțile cu numere, cotele, tot ce s-a înregistrat, pentru a fi sigură că acele cărți chiar vor ajunge la cititori și nu se vor pierde prin cine știe ce loc sau să fie deșeuri, în niciun caz. Da, frumos gest pe care încă îl mai fac oamenii. Da, încă îl mai fac oamenii și da, la Potloci va fi nevoie de carte. E frumos să iei o carte din biblioteca de la Potloci și să te duci pe una din băncile acelea, vegetația se dezvoltă pentru că sunt pus și arbuși care să crească și mai repede și să fac niște pergole foarte frumoase și va fi frumos să te duci să citești acolo la Potloci, să-ți petreci o după-amiază sau o dimineață sau oricare alt moment, așa, să ai și liniștea și locul și cartea potrivită. Îmi place foarte mult Potloci și mă bucur foarte mult că nu e atât de departe de Târgoviște. Inițial mi se părea foarte lung drumul, dar acum într-o oră ajungi. Da, și aproape și de București, și este o alternativă și pentru cei din București. Uite, cine n-a văzut sau cine își dorește să vadă ceva nou și frumos, pus în valoare corespunzător, să vină la Potloci. Nu se vizitează de noaptea muzeelor, încă nu avem atât de mulți colegi acolo, mai este nevoie de personal, chiar la un concurs nu s-a prezentat nimeni, așa că cei care sunt în zonă și sunt dornici să aibă și o responsabilitate mare, dar un loc de muncă care nu e
doar un loc de muncă, e un loc pentru suflet. Da. Deci cum să ales locul acela, în primul rând, care are nevoie de oameni cu suflet? Da, de oameni cu suflet. Știți mai bine, pentru că v-ați implicat și am văzut implicarea aceasta a celor de la muzeu și vă felicit. Și sigur că trebuie să vină și de acolo, dintre localnici, cineva care este de o șansă. Poate cunoaște locul și fiecare pietricică din cele vechi are povestea pe care ar putea să o spună cineva de-a locului. Pe această cale vă rog să vă prezentați la concurs și să știți că se organizează așa cum trebuie. Deci să nu vă aveți alte gânduri, că cine știe ce se întâmplă, mergeți acolo, dar trebuie să și demonstreze că știu foarte bine istorie. Exact, istorie, în primul rând istorie, pentru posturile de specialitate a istorie. Avem un muzograf acolo, un coleg, avem o doamnă conservator care se... de care îmi place și se ocupă și este activă, doamnele de la întreținere, pentru că e un spațiu mare de întreținut, cei doi grădinari, vor mai fi colegi, vom mai avea nevoie de oameni, concursurile chiar sunt corecte, pentru că e nevoie de oameni și, în primul rând, oameni capabili. Oameni capabili și e o șansă pentru tinerii din zonă. Mi-e greu să cred că de la zona Podloștii, tu, nu sunt tineri absolvenți de istorie sau, nu știu, avem nevoie de un referent pe marketing. Nu s-a prezentat nimeni la concurs. Am avut acest post scos și e nevoie de promovare acolo, adică un om care să-i placă locul, să-i placă să vorbească, să-i placă să creeze oportunități pentru a-l pune în valoare. Ai un început, un loc perfect, există dotări la Podloci cum nu există nici în Târgoviște, nici în București, au cele mai performante calculatoare, cele mai frumoase și noi și birouri. Adică un loc în care să te duci la Podloci cu tot dragul, nu există niciun fel de impedimente, acolo lucrurile sunt, e un loc nou și atunci fiind nou, toate sunt noi și se poate crea o echipă frumoasă la Podloci și locul chiar merită, Podloci merită foarte mult, nici nu ne dăm seama cât este de valoros, îl vom descoperi pe parcurs, vor mai fi adăugate elemente, sunt niște panouri în interior care vor fi cu informații despre obiecte, toate aceste detalii încă nu sunt finalizate, dar cei care vin acolo nu vor regreta, nu acum, e prea frumos locul, prea încărcat, nu te poți plictisi la Podloci. Cum se vizitează în prezent? În prezent se vizitează ca și celelalte muzee din Târgoviște, programul 9-17, mai puțin ziua de luni, când este zi de curățenie în toate muzeele, mai ales acolo fiind atât de mult spațiu verde, trebuie întreținut foarte bine și să arate bine și să fie frumos. Și sâmbata și duminica se vizitează. Momentan este încă este vizita gratuită, așa că cei care doresc să viziteze să profite de această ocazie. La fel, în noaptea muzeelor, muzeele se vizitează gratuit, nu se plătesc taxe de acces și este o șansă ca oamenii să viziteze, să facă și altceva, să-și ofere o seară în care să uite de gătit, să uite de televizor, să uite de orice grijă și să-și ia copii și părinții. Să vină la muzeu, să vină să se plimbe, să cunoască orașul, să-l vadă și noaptea, să-l vadă altfel, să-l iubească și să-l poarte cu ei în fiecare zi, nu doar să fie așa un cadru, să fie mai mult decât un decor orașul, să simți că e al nostru. Aș vrea să vă mai întreb despre Palatul Brâncoveneți de la Podloci. Cum sunt vizitatorii care au venit până acum? Am văzut în rețelele de socializare că există un interes destul de mare și chiar sunt curioasă dacă se vede lucrul acesta. Vin din București, vin din zone nu doar localnici, bănuiesc că pentru ei este o minune existența la felul cum există astăzi Palatul și celelalte. Dar cum văd cei din afară sau care nu sunt dâmbovițeni? Poate noi suntem subiectivi și noi iubim tot ce e al nostru. Da, din păcate nu am venit cu acel care de impresii. Există și o carte de impresii acolo la Podloci și colegii noștri de acolo sunt uimiți de cât de multe informații au oamenii și cum vin și le spun că au citit și nu vin doar oameni de la Podloci, pentru ei chiar li se pare, le place foarte mult, dar îl simt atât de al lor încât lasă că noi avem timp să mergem. Dar oamenii, într-adevăr, cei care vin sunt oameni care nu sunt localnici, care vin, te și mir că au aflat și că știu și ne bucurăm că au aflat și că sunt câteva agenții care s-au interesat, au venit, au văzut și au prins Podlogiul în astfel de circuite. Să nu uităm că este și biserica acolo și biserica este și frumoasă și foarte bine întreținută și se pot face inclusiv trasee care să aibă ca
obiectiv, să zic, lăcașe de cult, da. Și e o întregire frumoasă, adică ai totul, ai și partea asta de domnie, ce însemna un palat, ai și biserica care e foarte frumoasă și întreg domeniul este frumos acolo. Da, deci sunt impresionați oamenii, nu se așteaptă. Cred că cei mai impresionați sunt oamenii care au fost implicați în proiect, care deși l-au văzut modificându-se de la zi la zi, nu le vine să creadă. Deci de unde, cine știa cum arăta Podlogiu, nu crede că Podlogiu este acum așa. Este incredibil și pentru cine a fost implicat. Și chiar, nu știu, este un la un moment dat a fost un mesaj al academicianului Răzvan Teodorescu care spunea exact asta. Nu credeam să văd vreodată Podlogiu restaurat. S-a încercat de atâtea ori, niciodată nu s-a finalizat și atunci loc frumos. Da, și sperăm să fie frumos pentru multe sute de ani de aici înainte și pe urmă generațiile viitoare să se ocupe de restaurarea lui și tot așa să-l avem întotdeauna. Dragilor, trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem apoi de la Podlogiu la Târgoviște să aflăm ce se întâmplă în noaptea muzeelor, ce putem vedea, expoziții speciale, nu știu, aflăm după pauză. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion.
My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia de pe Bulevardul Libertății numărul 7 sau la telefon 0766 430 639. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833 507.
cele mai interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, aduci un stilou? Se poate, doamne, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim! Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră! Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă! Și nu e periculos? Deloc, draga mea! Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Da, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Iată că am revenit și continuăm incursiunea noastră în muzeele județului Dâmbovița cu Irina Cristina, muzeograf în cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște. Se apropie așadar noaptea muzeelor. Am vrut să aflăm ce se mai întâmplă la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi. Acesta, așa cum v-am informat mai devreme, nu va fi deschis pe timpul nopții, însă îl puteți vizita așa cum se întâmplă în mod obișnuit, conform programului de vizitare stabilit la orice muzeu din județ. Și mai mult decât atât, ne aflăm în acea perioadă în care nu se percepe taxă de intrare, așa că eu zic să profitați. După, în afară de Potlogi, avem sigur obiectivele de aici din Târgoviște,
care ne dorim să atragă vizitatori mai mulți decât în anii trecuți și mai ales să-i atragem pe cei din alte localități care nu cunosc bogăția atât de frumoasă a locurilor noastre de aici. Mai devreme am povestit despre Curtea Domnească din Târgoviște. Și în afară de perioada aceasta medievală, avem ocazia să călătorim și prin alte epoci la Târgoviște și vreau să trecem cumva în revistă și celelalte muzee târgoviștene care sunt și merită și ele aprecierea noastră. Să nu, așa este. Îmi place să prezint Muzeul de Artă, pentru că Muzeul de Artă este o bijuterie arhitecturală care este un decupaj de la 1900. Nu știu, atunci când vin vizitatori și ați văzut Curtea Domnească, da, ați văzut, deci este perioada 1400-1700, cei secolele când Târgoviștea este capitala țării românești, dar Târgoviștea de la 1900. Haideți să ne întoarcem, doar trecând, deschizând ușa muzeului, ne întâmpină covorul roșu cu pictura italiană, realizată chiar atunci la granița dintre secole. Este o lucrare a arhitectului care realizează și primăria, Baltazare Vignoza. O clădire cu foarte multe elemente originale, cu ușile originale, cu parchetul, un parchet de 100 de ani care este absolut perfect, un parchet care nu s-a stricat, nu s-a mătuit, a fost suficient să fie doar puțin recondiționat și arată impecabil. Ce lucruri frumoase se făceau, fiind totuși o clădire administrativă, nu am precizat că a fost construită pentru a funcționa ca prefectură a județului Dâmbovița la 1898 și că are sobele, sunt două sobe păstrate, sunt sobe de mandate în Franța, la Mainz, sunt integral conservate, nu sunt lovite, câtă grijă aveau, ce culori frumoase, ce ceramică de bună calitate și cât bun gust. Cum spuneam, intrăm pe acest covor roșu și străbatem puțin arta brâncovenească, pentru că sunt panouri de frescă care nu au putut fi conservate în Biserica Mare a Curții Domnești și sunt restaurate și expuse acolo. Călătorim și numai aceasta spirituală, că sunt icoane frumoase, restaurate și alte elemente de artă religioasă, argintărie. Și apoi ajungem în epoca aceasta a picturilor, a personalităților istorice care apar în tablourile din muzeu. Sala de consiliu, foarte frumoasă, cu pictura ei în care apare Curtea Domnească, în care apare căpriorul, simbolul județului și masa aceea frumoasă, toate originale, elementele de atunci, elementele de acum 100 de ani. Și găsim și picturi ale unor pictori celebri, sau chiar dacă nu sunt celebri, sunt extrem de valoroase. Grigorescu este cunoscut, dar poate ceilalți nu sunt așa de cunoscuți. Sava Henția poate nu e atât de cunoscută, dar lucrările ei sunt foarte frumoase. Că avem Întonița, că nu mai spun de Petrașcu, chiar dacă nu a fost târgoviștean, a locuit la Târgoviște, are casa care se poate vizita și lucrări se regăsesc și în Muzeul de Artă. Pentru drum de Muzeul de Artă este casa Fusea. Ei, există un portret al lui Constantin Fusea și fuseștii chiar au fost băieri importanți, chiar din vremea lui Brâncoveanu, atestați ca negustori, oameni care au înțeles importanța culturii și au construit mai multe biserici și au donat. Primul muzeu a funcționat în această casă Fusea. Și portretul lui Constantin Fusea, care a fost prefect, există în Muzeul de Artă și poate fi un portret chiar de mari dimensiuni. Ne aducem aminte de acești oameni care au o localitate care încă există cu acest nume, aproape de Titu, localitatea aceasta Fusea, unde ei aveau moșia de baștină, băr chiar importanți, au titorit inclusiv și au construit la Biserica Mică a Curții Domnești, la Sfânta Vineri. Sunt, unii dintre ei sunt mormântați acolo, au dat bani cu sufletul și au recondiționat aceste monumente pe care le avem și astăzi. Așa că este bine că atunci când îi privim să și știm ce observăm, cine sunt, de ce sunt acolo. Cecilia Ștorc, la fel, sunt o lucrare de-a ei. Și apoi alte elemente de mobilier,
recondiționat și lucruri frumoase în muzeul de artă, candelabrele, la fel, candelabrele de acum 100 de ani, frumos recondiționate. E o poveste de la 1900 complet, așa, nu e durează mult o vizită în muzeul de artă, dar pleci bogat și te duci acolo, în povestea aceasta. Vreau o călătorie care să parcurgă istoria județului din preistorie și să-ți facă o plimbare prin epoca gumelnițeană, să ne ducem, că tot se sapă recent la Dragomirești și e din perioada aceasta de neolitic, dacii și regăsim la Iedra, localitate lângă Moreni, unde s-au făcut cercetări, incursiune care parcurge și Evul Mediu și sunt o grămadă de obiecte, de arme, de elemente, de bijuterii, ceramică, ajungem în perioada modernă, cuza, ce înseamnă, nu știu, un metru etalon, cum arăta un astfel de obiect sau portretele pașoptiștilor, obiecte importante din vremea regalității, vii la Muzeul de Istorie și străbați așa mai multe epoci. De asemenea, Muzeul de Istorie oferă vizitatorilor o expoziție nouă. Vorbim de o expoziție dedicată regelui Carol I. Este anul regelui. Sunt 150 de ani de la venirea sa în România și de 150 de ani de istorie adevărată. Și regele Carol I a iubit Târgoviștea, a venit de multe ori la Târgoviștea, așadar colega noastră, Corina Andrei, a realizat o expoziție intitulată Vizitele regelui Carol I la Târgoviște. Și sunt elemente și imagini și instituții și, nu știu, sunt fotografii, de exemplu, școala de fete din Târgoviște sau școala de țesătorie sau o grămadă de oameni, de chipuri pe care, nu știu, nici nu i-am mai vedea, poate, nici nu i-am găsit în alte contexte. Corina a reușit să reconstituie această epocă a Târgoviștei. Regele Carol I a domnit 48 de ani, cea mai lungă domnie, mai mult decât Ștefan cel Mare. Așadar, nu doar datorită lungimii domniei sale, dar și perioada cerea și el era un om foarte hotărât, a creat atât de multe instituții și România, osatura ei modernă. Toate se regăsesc la partere, această expoziție temporară pe care o vom completa special de Noaptea Muzeelor cu o vitrină specială dedicată numismaticii. Va fi o trecere într-un spațiu restrâns, o sinteză a elementelor de numismatică care ne definesc pe noi, pentru că folosim banii, poate într-un timp nu o să mai folosim banii, o să mergem toți cu cardul, nu o să avem bani în forma lor materială. Oare când s-au emis banii noștri, ai românilor, domnitorii noștri, câte monede, de când până când? Păi dacă spun că sunt 500 de ani în care n-am avut monede, cred că zic destul de mult. Și apoi, iată, regele Carol I emite din nou monede după 500 de ani. Va fi o lumină pusă și pe domnia lui și pe importanța acestor mărturii, bucățele mici de metal care spun atât de multe pe o suprafață mică. Aflăm de ce leul se numea leu, de ce zicem leu, de unde, de la ce monedă, din vremea cărui domnitor, cine anume l-a adus la noi în țară pe acest leu și așa de mult ne-am atașat că deși nu mai era în circulație de multă vreme, nu de câteva zeci de ani, i-am pus leu. Nu i-am zis nici român, nu i-am zis nici romanat, așa cum se preconiza la un moment dat în toate discuțiile din Parlamentul României, i-am spus leu. Și leu i-a rămas numele până astăzi și este legat de anul 1867, de domnia lui Carol I, care emite primele monede după 500 de ani. Acesta va fi punctul de interes în Muzeul de Istorie. Evident că cine vrea să studieze și mai mult partea veche a istoriei, preistoria, paleoliticul, se duce la Muzeul Evoluției, care este o minare frumoasă într-o clădire veche destinată a fi muzeu încă de la începuturile sale, construită special de Nicolae Ghiga Budeș, tot așa cu sprijinul lui Nicolae Iorga și al autorităților locale din vremea aceea. Este deschis Muzeul de Istorie din vremea aceea și acum Muzeul Evoluției, un muzeu nou, modern, cu artefacte unice, cu expoziție și o expoziție temporară foarte interesantă cu descoperiri recente ale muzeului din șantierele arheologice.
Și va fi frumos, mai ales pentru copii, să-l vadă noaptea, într-un spațiu clasic, ca și arhitectură, să vezi elemente expuse modern. Este un muzeu care încă mai așteaptă vizitatorii pe care nu i-a avut, merită să fie văzut și sper să fie foarte vizitat Muzeul Evoluției, mai ales de copii, să le stârnească interesul pentru perioada aceasta. Copiii sunt foarte curioși, ei și închipuie că atunci erau numai dinozauri și atunci trebuie să vadă că dinozaurii nu mai erau de mult. Este chiar un muzeu unic în Europa Centrală și de Est, deci în zona aceasta. În zona aceasta și este amenajat frumos și sunt explicații și sunt filmulețe și atunci chiar este păcat. Este din 2013 deschis, așadar mai este loc pentru cei care nu l-au văzut să-l vadă. E păcat să nu îl viziteze. Muzeul Petrașcu, Casa Atelier, deși o căsuță micuță într-o curte frumoasă lângă Biserica Catolică, este un loc tot așa, ca o bijuterie a orașului. Îl regăsim acolo pe Gheorghe Petrașcu, lucrările sale. Cei care sunt mai romantici, cei care vor să se plimbe pe străzile Târgoviștei, e partea veche a orașului acolo, invităm să treacă pragul acelei case, să meargă la Casa Atelier. Trecând în cealaltă extremă și a orașului și a istoriei, ajungem la gară, ajungem la Școala de Cavalerie, unde o istorie frumoasă a acestei părți, Școala de Cavalerie și tot ce a însemnat instituția de acolo și Târgoviștea în vremea aceea, finalul comunismului în România, execuția soților Ceaușescu, este ilustrată acum și acolo și se poate vizita inclusiv în noaptea muzeelor. Deci este deschis spațiul. Iar așa am auzit noi că străinii vin să caute mai ales locul acesta după Curtea Domnească, ei vor să vadă unde s-a terminat cu Ceaușescu. E bine că cumva reușim să-i atragem și vin, iar pe lângă asta mă văd clădirea aceea superbă a școlii de fostei școli de cavalerie Regele Ferdinand de la Târgoviște. Da. Și se pot plimba, desigur, pe Bulevardul Carol, unde mai sunt chiar înfloriți acum castani. Avem destule locuri frumoase pentru ei. Mai avem însă muzee, mai avem, iată, Muzeul Scriitorilor. Muzeul Scriitorilor nu se vizitează în noaptea muzeelor, vă așteptăm în oricare altă zi. Muzeul Scriitorilor e un loc tare frumos pentru că Brătescu a știut să integreze, să construiască acea casă în mijlocul naturii. Natura care l-a urmat și îl urmează și acum, e un loc în care păsărelele alea despre care el scria sau încă există și zăvoiul acela, în ciuda construcțiilor noi apărute în vale, copacii sunt foarte frumoși și e un loc frumos în care cadre didactice vin să facă lecții de limba română cu copii și la fel, e un lucru frumos să vezi copii că vin să citească chiar din Brătescu sau nu numai din Brătescu, în curte la Brătescu, să afle povestea locului, povestea scriitorilor dâmbovițeni. Există o tradiție a scriitorilor dâmbovițeni și e un loc frumos. Din păcate nu va fi deschis atunci, nu suntem atât de mulți încât să asigurăm un flux pentru vizitatori și acolo, dar este deschis în fiecare zi mai puțin lună și oricând poate fi vizitat. Este un muzeu care are ghidaj. La fel Muzeul Blendea, tot așa, pentru că nu avem personal și acolo pentru a putea supraveghea. Nu este vizitat, nu se vizitează în noaptea care va fi sâmbata aceasta, pe 21 mai, dar se poate vizita în oricare altă zi, în programul normal de vizitare. Este tot așa o clădire frumoasă, o clădire cu încărcătură istorică, o clădire care găzduiește o expoziție de artă, de sculptură, gravură. Spune povestea lui Vasile Blendea și cei care sunt înclinați spre artă pot face această vizită, să-și ofere o vizită și un decupaj în timp, cum a creat Vasile Blendea, proporții, gen de abordări în sculpturile sale sau în grafica lui. Și e un loc frumos în Târgoviște. Orașul chiar are monumente frumoase dincolo de bisericile superbe din Târgoviște și orașul vechi și Curtea Domnească. Sunt aceste case frumoase, case chiar și private, care unele am văzut că sunt frumos întreținute,
cum s-ar fi, să nu le strice, să nu le strice aspectul, să lase orașului patina aceasta autentică. Într-adevăr, da, frumoase povești. Așadar, sâmbătă 21 mai, dragi prieteni, putem să ne facem programul dorit pentru Noaptea Muzeelor. Să încercăm să cumva să împușcăm mai mulți iepuri odată, așa știu eu cum facem noi, dar este îmbucurător că putem face asta chiar și rămânând acasă, la Târgoviște, putem să vizităm, iată, muzeele târgoviștene, Curtea Domnească, Muzeul de Artă și celelalte despre care v-am povestit. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune încă o dată. Au mai rămas încă lucruri de povestit și pentru asta vă mai lansez de pe acum o invitație la o ediție viitoare. Știu că vom avea încă o inaugurare a unei instituții muzeale, sperăm anul acesta. Este vorba despre Casa Atelier Gabriel Popescu din comuna Vulcana Pandele, un loc absolut superb. Colegii mei au făcut o vizită pe șantierul unde se lucrează acum la restaurarea acelei construcții. Va fi un loc superb, cu siguranță, abia așteptăm să fie gata. Mulțumesc și eu frumos, da, va fi un loc frumos, a fost un loc frumos, un loc important. La Târgoviște chiar se construiesc, se reconstruiesc, se restaurează, se repun în valoare muzee și e un lucru foarte bun, e un lucru care ne bucură pe toți, ar trebui să ne bucure pe toți dâmbovițenii. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, am avut o prezentă în această dimineață pe doamna Irina Cristina, muzeograf în cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște. Deci rămâne așadar deschisă invitația pentru Noaptea Muzeelor. Acum trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și voi reveni cu colegii mei, Raluca și Costin, în 2-3 minute. Ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră.
Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România. Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lumea televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibili în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 0833507. Iată că am revenit, mai avem 20 și ceva de minute din întâlnirea noastră de astăzi, timp în care l-am reinvitat alături de mine pe canapeaua proprie, o iei acasă, pe colegul Costin Niculae, și vrem să rămânem cumva în zona aceasta în care discutăm despre Noaptea Muzeelor, această manifestare care de la an la an vedem că are din ce în ce mai mulți vizitatori, publicul ei crește. Vrem să vedem și ce se întâmplă în alte locuri. Am aflat despre faptul că la Târgoviște sunt muzeele acestea deschise pentru a-i primi pe vizitatori. Este un efort pe care îl fac cu bucurie, cum ne-a povestit mai devreme muzeografii târgovișteni, ne-a povestit doamna Irina Cârstina, și ar fi bine ca și noi să înțelegem, să profităm de ocaziile acestea, pentru că o dată pe an este Noaptea Muzeelor. Deși anul acesta, spre exemplu, la Pitești, a mai fost odată Noaptea Muzeelor, când au avut Simfonia Lalelelor. Și a fost foarte interesant. Haideți să aflăm cam ce se mai întâmplă de această manifestare în celelalte orașe, în București, poate la Sinaia, acolo unde vedem pe toată lumea că vrea să meargă să viziteze aceste muzee. Păi dacă le-ați mai vizitat, mai bine veniți la Târgoviște, că aici nu va fi așa îmbulzeală în niciun caz. Da, am găsit câteva informații și văd aici că ediția din acest an va fi marcată în România de o premieră: un ghidaj audio-video pe telefoanele mobile pentru muzeele din București și din alte orașe mari din țară, între care Cluj, Napoca și Iași. În plus, pentru cei care au nevoie, pe de altă parte, este suficient să citești acele indicații, iar dacă nu sunt suficiente informațiile prezentate acolo, nu le vei auzi nici la ghidajul audio-video, pentru că el se bazează tot pe acele informații scrise. Așa că eu prefer să mă merg eu în ritmul meu și să stau să văd obiectele expuse și să citesc despre ele, decât să-mi spună cineva: așa cum ați ajuns în încăperea respectivă, aici se desfășura cu tare și cu tare eveniment,
moment, acolo aveți cu tăci cu tare obiect, îmi mergem în încăperea următoare. Și uite așa, eu n-am apucat să văd nimic, eu trebuie să stau, să mă uit din toate părțile. N-ai voie să atingi exponat. Da, nicăieri nu avem voie să atingem exponat. Uite, mai am informații. Anul acesta, în București, se alătură două noi locații reintroduse în circuitul turistic al capitalei, respectiv Casa Filipescu Cesianu și cunoscuta vilă cu clopoței, care găzduiește Muzeul Dr. Nicolae Minovici. Foarte interesant, Casa Filipescu Cesianu, am văzut că a mai tot organizat evenimente în ultimul an și cred că este o călătorie cumva în perioada la Belle Époque sau poate în secolul 19 mai exact. Probabil, uite, 9 filiale ale Muzeului Municipiului București vor fi deschise de Noaptea Muzeelor și avem aici Palatul Șuțu, Muzeul Teodor Aman, Muzeul Gheorghe Severanu, Muzeul Notara, Colecția Ligia și Pompiliu Macovei, Muzeul Carl Storck, Cecilia Cuțescu Storck, Muzeul Victor Babeș, Casa Filipescu Cesianu și Muzeul Dr. Nicolae Minovici. În unele dintre acestea avem evenimente live, din ce văd aici, concerte. Și se mai spune că la ediția din 2015 a acestui eveniment, Muzeul Municipiului București a înregistrat peste 16.000 de vizitatori într-o noapte. Da, asta doar la muzeul, la filialele Muzeului Municipiului București. Da, da. Voi știți că Muzeul Municipiului Târgoviște nu există, nu? Există și Muzeul Municipiului Brașov, Sibiu și așa mai departe. Municipiului Răcari. Mai avem și noi puțin până acolo. Da, cam atât despre Noaptea Muzeelor. Răcari nu este municipiul. Ba da, municipiul. Este metropolă. Nu este municipiul, abia dacă este municipiul. San Francisco. Mureș. Da. Ce-am făcut? Da, când este, zice da. Zice că e la... Da. Las Vegas, mai bine. Interesant, program pe care îl pregătesc la finele acestei săptămâni, muzeele din întreaga țară, ar fi bine să reușim cumva să răspundem și noi invitației, cum vorbeam și mai devreme, și cu copil, cu cățel, cu purcel. Nu avem voie cu cățelul, nu? Nici cu purcelul. Nici cu purcelul. Mm. Ei, dacă e puțin mai... dacă merge în două picioare... Umanizat așa, merge, nu? Merge. Da, am înțeles. Da, interesant. Dar acestea au fost doar muzeele Municipiului București. Da, pe lângă da. Acestea trebuie să fie celelalte muzee din capitală. Cluj, Iași. Era să zic muzeele județene. Sibiu. Da, mai ales la tu te-ai dus cu regionalizarea mai departe, fi, nu? Vânat în noaptea aceasta Palatul Culturii, care a fost redeschis în urmă cu puțin timp și înțeleg că și atunci la inaugurare au fost foarte mulți vizitatori. Îmi imaginez ce ar putea fi de Noaptea Muzeelor acolo. Am încercat într-un an să vizitez la Noaptea Muzeelor Castelul Peleș și mi-a plăcut foarte mult curtea interioară. N-am depășit curtea interioară, deci nu am reușit să mai vizitez și castelul. Programul acestor instituții fiind undeva până la aproape de miezul nopții. Pe urmă, ca cenușăreasa, trebuie să fugi, să nu-ți rămână papucul din plastic acolo. Adică acei papucei pe care îi încălțăm peste încălțămintea noastră, să putem să nu, mă rog, deranjăm covoarele din astfel de locații. Citesc cu informații interesante despre orașul din România unde se trăiește cel mai bine. Și ghici care este? Păi încă nu am aflat dacă, de fapt nu, știu sigur că în România nu există un oraș pe sub care să treacă o conductă de bere. Cum am citit că se întâmplă undeva... Unde? Într-un colț de rai pentru unii, îți imaginezi? Unde? Undeva în lumea aceasta, într-un oraș, nu România, pe nu? O conductă în loc de apă curge bere. Nu în România. Nu, nu în România. În România mai avem surprize pe o conductă în loc de apă curge ceva ce seamănă cu bere, dar vă sfătuiesc să nu gustați. Da. Fără să precizez locația. Crezi că... Și nu în județul nostru. Crezi că reușești să ghicești? E, orașul ăsta este situat pe locul 53 în lume. Păi cred că am mai aflat asta. Cluj și Napoca. Nu. Sibiu. Nu. Răcari. Cluj-Napoca, da. Da, este pe locul 53 în lume înainte altor metropole precum Ankara, Budapesta, Milano sau București. București e pe locul 74, așa că... Păi nu,
fi bine să trăiești la Ankara. Nici la Budapest. La Budapesta, na, o să înțeleg. Păi, după cum îi spune numele, Budapesta. Cum să poți să trăiești? Te gândești la pesta porcină sau... Mă gândesc la multe prostii. Da. Iar ziua românilor de pretutindeni va fi sărbătorită printr-o conferință, un târg și un concert al trupei Vank. Aceasta va fi sărbătorită la București pe 28 și 29 mai. Da, pe 28 nu pot să ajung, dar pe 29 cred că există o zi a românilor de pretutindeni? Da, m-am și necat. De când? Cine a pus-o și de ce a pus-o fix în... este după campanie electorală. Este sărbătorită de obicei. Ba da, este fix în campanie. Nu este niciun obicei. Este sărbătorită din anul 2015, în ultima duminică a lunii mai. Și probabil așa au ales și sâmbătă. 28 e sâmbătă. Și această sărbătoare a fost instituită de către Institutul Cultural Român, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi și Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Și ce presupune sărbătoarea aceasta? Este zi națională liberă? Nu, nu este zi națională. Sâmbătă, duminică. Nu, a fost special duminică. Evenimentele se vor desfășura în zilele de 28 și 29 mai și vor reuni la București reprezentanți ai comunităților românești din vecinătatea României și din Balcani, meșteri, interpreți sau instrumentiști populari și figuri remarcabile ale diasporei române. Programul va cuprinde o conferință care va pune în temă discuția identității naționale în străinătate și a rolului. Foarte bine. Și a rolului formativ. Există o mică Românie în afara țării. Există o mare Românie în afara țării. Nu, încă o Românie. Este mai mică față de cea de aici. La care te referi? Este mai mare din punct de vedere al interesului și al conștiinței naționale. La care te referi? Interesul pe care îl manifestă față de aparținut. Faptul că îi aparțin României. La cine trebuie? Da, România toată, din afara. Păi România din afara granițelor țării e mai mare decât România, care e în interiorul granițelor. Păi la ce te referi? La toți românii care sunt în jurul României și teritoriile de pe lângă România, mă refer. Și la teritorii, nu știu, n-am făcut socoteala în felul acesta. Dacă vrei să spun părerea mea sinceră, cei mai români dintre români sunt ăștia din Ucraina. Mă refer aici la Cernăuți. Am văzut că zilele acestea frumoși copii talentați care sunt îndrumați de domnul Victor Mihalache și de doamna Viorica Mihalache de la Clubul Victorioșilor au fost la Cernăuți la un foarte frumos festival, de unde bineînțeles că se întorc și cu premii, dacă nu cumva s-au întors, așa cum de altfel ne-au obișnuit. Da, și mai am o informație care e foarte deranjantă. Știi că s-a blocat legea aia care prevedea ca 51% din produsele din supermarket să fie românești. S-a blocat legea. Este neconcurențială. Da, este, iar nu este în acord cu prevederile impuse de Uniunea Europeană. Să fim serioși. Confederația Patronală, da, are un nume, zici, de la Chiajna, cere deputaților să contribuie la apărarea intereselor consumatorilor și principiilor economiei de piață prin transmiterea unui mesaj politic clar în plenul Camerei Deputaților pentru respingerea proiectului de lege pentru modificarea legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Adică să îi se taie cap. Cum să face așa ceva? Și producătorii români să moară, nu? Sunt acum nu, orice produs de pe piața românească este neapărat mai bun decât orice produs care vine din exterior. Dă-mi un exemplu. Nu știu. Nu mă refer la telefoane mobile și televizoare, și că noi nu facem așa ceva. Păi legea aceasta ce prevede? Doar ce vedem în supermarketuri sau... Dar în supermarketuri găsești și alte... Mai știu ce. Eu sunt de acord că trebuie să cumpărăm direct de la producători. Eu sunt de acord că trebuie să luăm inclusiv de la mămăițele care vând pe marginea drumului în fața porții diverse, pentru că acelea sunt chiar sănătoase, crescute în grădina lor, dar și mai folosesc cu... Da, bine, nu e ca în afară. Adevărul este că roșiile de la noi chiar au gust. Roșiile de la noi chiar au gust, da.
că folosesc, pentru că na, și bolile astea care s-au tot răspândit. Și se înțeleg că acum s-a blocat legea, da. Eu adică aș fi... s-a blocat. Este undeva în Parlament și... E blocată. N-a trecut de Camera Deputaților. Am înțeles. Dacă vrei părerea mea sinceră, aș vrea ca 99% din produse să fie românești. Sau hai să luăm din Republica Moldova. Ca așa îi ajutăm, nu? Da. Să se stabilizeze. Dar cam atât cu informațiile, că deja uite cum a trecut timpul, nici nu vine să cred. Hai să spun că astăzi la Târgoviște avem 17 grade. Și nori de ploaie. Și plouă, da. Dar la noapte nu plouă. Și cum va fi sâmbătă de noaptea muzeilor? Sâmbătă. Sâmbătă va... Ziua ceva, vor fi... Este ceva de la roșii vine ploaie. Cu siguranță. Nu pot să-mi explic. Și săptămâna viitoare plouă. Stai liniștită, toată săptămâna. Sâmbătă, din ce văd, avem 20 de grade, ziua plouă, dar noaptea va fi ok. Pentru muzee. Da. Noaptea va fi pentru muzee. Da, asta este. Ne conformăm și în curând o să devenim mai specialiști ca londonezii în cum să ne îmbrăcăm pe vreme de ploaie și cum să ajungem pe unde ne dorim, mergând prin ploaie cu umbrelele, fără să fim... udați până la piele. Ce? Păi de nevăzut cum a plouat, spre exemplu, ieri de dimineață. A fost o ploaie scurtă de 10-15 minute, care... Nu, în alte zone ale țării la... e dezastru. Da, am văzut că în probleme, sigur că apar Dobrogea și... de dimineață, groaznic. Da, hai să mergem mai departe și până terminăm, am câteva semnificații istorice pentru ziua de 17 mai. M-a strigat cineva? Nu. Am înțeles. La data de 17 mai 1957, regizorul Ion Popescu Gopo a fost premiat la Cannes cu marele premiu Palm d'Or pentru scurt metraj, pentru filmul de desen animat Scurtă Istorie. Acum avem și noi un festival care îi poartă numele. Festival de film. În 1749 s-a născut medicul englez Edward Jenner, inventatorul vaccinului contra variolei. Serios? N-am știut. Mă ajută cu ceva dacă știu acum? Iulia. Îmi place cum reacționezi. De câte ori încep să citești așa, uite, mă iau o stare. Da. În 1994... Iar îmi citești din contemporaneitate. Ion Iliescu. Nu, deja nu mai a promulgat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și nu avem nume de partid și alte lucruri. Păi ce are, nume de partid? În perioada aceasta totul este suspect. Păi văd că e în cărțile de istorie. Da, da, e tot, acesta tot a promulgat, e suspect. Și bluza de pe mine a promulgat Convenția Europeană a Drepturilor. E suspect azi. Da, este, dar nu este ceea ce pare. Să știți că la lumina zilei se vede un cărămiziu. Dar nu-i nimic, lasă că o să iau asta. În 1901 s-a născut criticul literar Pompiliu Constantinescu. Iar în 1920 s-a născut Geo Dumitrescu, poet și traducător. Trecem peste Ion Iliescu. În 1990... Nimeni n-a trecut peste. Nici timpul n-a trecut peste el. Nici chiar timpul. În 1999 Ehud Barak devine premier al Israelului. Iar în anul 2000 a încetat din viață mitropolitul Olteniei Nestor Vornicescu, membru de onoare al Academiei Române. Pe 17 mai 2001, Saddam Hussein a fost reales la conducerea partidului Baas, aflat la putere în Irak din iulie 1979. Iar în 2002, pe 17 mai, Jacques Chirac, erau două persoane, Jacques Chirac. Da. Păi atunci... Și se scria Chiriac. Cei doi, Jacques și Chirac, au fost investiți oficial președinței Franței pentru al doilea mandat. Da, cam atât. O zi plină de semnificații istorice, nu e așa? La loc și pot să și... Ce? Avem și gimnastică azi. Păi... Merge, nu? După atâta istorie așa, și muzee. Da, pentru că oricum nu ne-am dezmeticit bine, după cum se vede. Ne-am bezmeticit. Eu m-am plimbat prin atâtea muzee și oricum acum stă mintea numai la noaptea muzeului. Unde să mă duc? Aș putea de acolo să ajung. Câte poți să faci într-o noapte, Iulie? Câte poți să faci? Acum depinde cum vezi un muzeu. Dacă îl vezi așa sau dacă îl vezi așa... Știi cum poți să le vezi pe toate dacă le vezi din afară? Sau dacă le vezi virtual. Cel mai bine. Unele dintre pe camerele de supraveghere. Nu este același lucru, trebuie să fii tu acolo, să simți energia acelui loc.
unii dintre dumneavoastră știu că mă înțeleg. Zic să urmărim materialul. Unii, da, alții nu. Da, nu se poate să-i mulțumim pe toți. Zici că avem și în această dimineață material pregătit de prietenii de la My Gym, care ne invită să avem o stare fizică de invidiat, mergând la sală sau poate, cine știe, stând acasă și încercând să facem exercițiile pe care ni le exemplifică, da, sau poate stând la serviciu, la birou și încercând înainte să facem același lucru. Înainte să ne apucăm de face gimnastică, vreau să spun că am aflat informația acum, e de ultim moment, cât costă buletinele de vot pentru alegerile locale din județul Cluj, vă dați. Păi depinde, cu vot sau fără vot? Și la revedere, haideți să urmărim ce? Da, nu, nimic, era vorba de 0,0137 lei pe pagină. Da, fără vot atunci. Cel mai mic preț. Cu vot. Cu vot că crește, pe... da. Eu zic să, da, nu facem astfel de afirmații pentru că nu avem dovezi. Adevărul este că după ultimele alegeri, în urma acelui raport prezentat de Autoritatea Electorală Permanentă, s-au constatat anumite nereguli, însă prea târziu pentru ca acestea să mai poată schimba rezultatul votului. Eu zic să urmărim acest frumos material realizat de colegii de la... colegi, stai seama cum este să ai în loc să de facem colegi, gimnastică. Niște colegi. Cei de la My Gym ne invită la sport și minte sănătoasă în câteva minute. Pentru noi cine are? Mâine la o nouă ediție Cafeaua de 10 cu noi invitați, noi surprize și așa vă promitem mai ceva ca cei care candidează tot felul de lucruri. Lasă promisiunile, și... nu te mai crede nimeni în perioada asta. Exact, și promisiunile, dar oricum uitați-vă că n-aveți de unde să știți ce o să fie. Nici noi nu știm. Da, eu am început deja. Hai să facem. Să aveți o zi bună și rămâneți cu cei de la My Gym. Pe curând! Bună dimineața, numele meu este Iulian și în cadrul emisiunii Cafeaua de 10, împreună cu Dana, vom efectua un antrenament destinat musculaturii deltoidului. Pentru început vom lucra deltoidul anterior printr-un împins cu gantere. Acasă îl putem efectua putând lua două sticle de apă la 0,5. Este chiar ok. Bun, o să luăm ganterele. Ne ridicăm la nivelul umerilor. Prima mișcare va fi împins sus și coborâm ușor să formăm un unghi de 90 de grade. La fiecare început de antrenament este foarte importantă încălzirea. Vom efectua un număr de 20 de repetări. Ne pregătim. 3, 2, 1, împingem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foarte bine. Pentru o eficiență maximă vom lucra un număr de 3-4 serii. Și încă o serie, 1, 2, 3, sus, împingem și 3, 2, 1. Foarte bine, relaxăm. Mai departe vom face niște futurări laterale destinate musculaturii umărului median. Vom porni cu gantele apropiate în față, picioarele depărtate la nivelul umerilor, pieptul în față, spatele drept. Și vom deschide lateral. Ridicăm coatele. Foarte important, cotul să fie, să treacă puțin deasupra umărului. Revenim în poziția inițială și reluăm mișcarea. Începem în 3, 2, 1 și 1, 2. Coborâm ușor și 1, 2, 3, 4. Foarte bine. 5, 6. Continuă. Important să inspirăm și să expirăm. La fel, un număr de 20 de repetări, ridicăm coatele perfect, menținem tot timpul o mișcare controlată și venim pe lângă corp. Excelent! Sus, jos, încă o serie și 5, 4, 3, 2, 1, revenim ușor. Relaxăm, mai departe vom lucra musculatura umărului posterior, la fel fluturări cu gantere din aplecat. Ne vom apleca în față, spatele tot timpul drept, genunchii puțin flexați,
avem brațele întinse și vom deschide brațele în lateral, mâinile perfect întinse. Începem în 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, foarte bine, 7, 8. Este foarte important să controlăm mișcarea, strângem foarte bine aici sus la omoplat, brațele perfect întinse, privirea înainte și încercăm să menținem poziția spatelui cât mai dreaptă. Încă o serie, 1 și 2, 3, 2, încă una, 1, reveni. Foarte bine, mai departe vom lucra un exercițiu destinat la fel musculatura umărului, dar vom lucra de data aceasta și trapezul. Vom face un ramat vertical. Vom lipi ganterele în față, genunchii puțin flexați, depărtat la nivelul umerilor, umerii pe spate, pieptul în față, privirea înainte. Mișcarea va fi prin ridicarea coatelor. Sus, să treacă de nivelul umerilor. Coborâm ușor, foarte bine. Inspirăm și coborâm. Foarte bine. Inspirăm și coborâm. Începem în 3, 2, 1 și sus. 1, coborâm ușor. 2, 3, 4 și 1, 2, 3, 4. Foarte important să ridicăm coatele mai sus de nivelul umerilor și controlăm mișcarea coborând ușor brațul. Excelent, lăsăm jos, ridicăm. La fel, pentru eficiență maximă, o să facem un număr de 3-4 serii, a câte 20 de repetări. Mai facem o serie, ne pregătim și 1, 2, 3, 4, 5, coborâm ușor și 5, revenim, 4 și 3, 2, 1, relaxăm. Acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi. Vă dorim o zi cât mai plăcută.